Proiectul de lege prin care va fi interzis cumulul pensiei cu salariul la stat va fi pus în dezbatere publică, a anunțat ministrul muncii Raluca Turcan, care a precizat că aproximativ 35.000 de bugetari primesc și pensie și salariu. Prin acest act normativ se va putea opta pentru rămânerea în activitate până la vârsta de 70 de ani, cu condiția de a alege între pensie și salariu în sectorul public. Proiectul de lege pentru continuarea activității de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare prevede ca persoanele ajunse la vârsta de pensie și care doresc să rămână în activitate să poată să facă lucrul acesta. Este vorba așadar de o opțiune a angajatului. Este o opțiune pentru a munci în continuare, chiar dacă a ajuns la vârsta legală de pensionare, și în același timp aduce avantaje pe lângă faptul că rămâne persoana activă și în câmpul muncii, și posibilitatea de a avea un nivel al salariului la care se afla în momentul îndeplinirii vârstei de pensionare. Vorbim așadar despre un drept și nu de o obligație. Vor fi însă și excepții, iar printre acestea se află cadrele didactice, membrii Academiei Române și aleșii statului. Vor avea posibilitatea să continue să lucreze până la 70 de ani și angajații din sectorul privat, dar în cazul acestora nu se suspendă pensia. Evident că noi am plecat în acest demers cu dorința de a face o lege constituțională. Și atunci, în mod evident, trebuie să fie exceptate de la aplicarea acestei reguli persoanele alese care se află în mandate pe o perioadă sau pe o durată definită de Constituție. De asemenea, vor fi exceptate de la suspendarea dreptului pensiei în momentul în care optează pentru activitate până la 70 de ani, persoanele care beneficiază de drepturi de autor în condițiile legii 8/1996, personalul didactic prevăzut de Legea Educației Naționale, persoanele încadrate în gradul 3 de invaliditate, pentru că există o decizie a Curții Constituționale, membrii Academiei Române, și de asemenea persoanele din cadrul autorităților administrative autonome sau instituțiilor publice, care la data intrării în vigoare a acestei legi sunt în exercitarea unui mandat cu o durată prevăzută de lege. Potrivit ministrului Muncii, după dezbaterea publică, proiectul va intra în ședință de guvern pentru aprobare. Actul normativ prevede că persoanele ajunse la vârsta de pensionare pot rămâne în activitate dacă vor până la vârsta de 70 de ani. Vor avea posibilitatea să rămână în activitate până la vârsta de 70 de ani atât angajații din sistemul public cât și cei din sectorul privat. În sectorul public, celor care aleg să lucreze până la 70 de ani, li se suspendă plata pensiei. Această regulă nu se aplică însă și celor din sectorul privat.